Este momentul pentru mișcare. Ieșiți în natură și faceți astăzi câteva exerciții de face yoga. Înainte m-am dat cu o cremă hidratantă, pentru că da, trebuie să hidratezi pielea, și apoi să faci câteva mișcări, vă arăt numai decât. Câteva mișcări care să vă ajute să țineți ridurile departe, pe lângă faptul că v-ați dat cu cremă și aveți o alimentație echilibrată. Faci un masaj de acest gen, un automasaj, tapotând bine zona feței și a ochilor și a frunții. După ce, repet, ați utilizat o cremă, iar apoi faceți acest gen de mișcare. Masați aici, în zona frunții, cu degetele răsfirate. Foarte bine! Masează, masează, masează! Super! Iar acum, în zona tâmplelor, cu degetele. În felul acesta, acționați asupra întregii musculaturi. Super, super, super! Masează foarte bine! Zâmbește și continuă. Iar acum în zona gâtului. În acest mod, trageți înspre ureche. Super! Foarte bine! Țineți minte acest gen de mișcare și faceți-o. Vă mai repet încă o dată. Acum în vârful capului, pentru a face ca circulația sanguină să fie una foarte bună. Super! Iar acum înspre zona cefei și masați cu degetele răsfirate. Super! Dacă ați făcut împreună cu mine acum, e wow, dacă n-ați ținut minte, încă o dată. Acest gen de mișcare, cu vârful degetelor și cu palmele relaxate, apoi în vârful, la baza părului, super, masați, masați, la fel, cu degetele răsfirate, acum în zona frunții, o să-mi dați dreptate că deja vă simțiți mult mai bine, sunteți revigorați, pentru că circulația sanguină este foarte intensă, va absorbi substanțele nutritive din cremă, iar acum în zona gâtului, înspre înapoi, super, încreșteți și acum la ceafă. Super, dacă ați făcut împreună cu mine, sunteți deja pregătiți să urmăriți în continuare emisiunea. Avem multe rubrici interesante.